Spuneați că trebuie să mergem mai departe cu procesul legislativ și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să organizăm alegeri parlamentare. Însă, multă lume se întreabă dacă nu este riscant pentru oameni, pentru cei care vin la vot. Totuși, e o perioadă complicată. Am văzut asta inclusiv prin faptul că multe țări au readus carantina în discuție. Este într-adevăr o retorică aceasta că procesul electoral ar fi unul periculos. În schimb, chiar mă uitam zilele trecute că în localități unde prezența a fost ridicată la vot, la alegerile locale, deci avem experiența alegerilor locale și s-a văzut că chiar și acolo unde prezența a fost ridicată la vot, cazurile de îmbolnăviri sunt mai reduse. Ceea ce înseamnă nu neapărat că i-a păzit votul de coronavirus, dar aceasta înseamnă că prezența la vot nu reprezintă un risc pentru îmbolnăvire. Guvernul a luat toate măsurile de igienă necesare. Am văzut foarte bine la aceste alegeri locale cum s-a organizat procesul de vot. Chiar am fost în mai multe secții cu colegii noștri și am văzut că se respectau normele de igienă, lumea păstra distanța, se dezinfecta, se purta mască. Deci nu cred că acest proces reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor.